Deci aici avem un BMW 05. Plin cu surprize, pentru că nu știm ce e la ea exact, dar aflăm imediat. S-a oprit din mers, cum s-a zis. Așa e, domnul mecanic? Deci, după spusele mecanicului, 99% e rupt lanțul. Atâta s-a putut. Deci, domnul mecanic a zis că îl măcelărim, da? Pentru că e rupt lanțul. De la bicicletă. De la bicicletă. Așa bicicletă avem noi astăzi. Un BMW seria 5. Vom vedea ce surprize mai avem acolo. Chiar mi-e interesant. Dacă aveți un BMW, luați aminte. Da, dacă aveți BMW, luați aminte. Mai gândiți-vă de 10 ori înainte să porniți la drum lung. Așa, curățăm două, să lucrăm în curățenie. E prea mult mizerie. Nu ne place ce mizerea. Ne place să fie tot curat aici. Dezmembrăm tot, să avem loc frumos. Să dăm de lanț, să vedem acolo ce surpriză ne așteaptă acolo la lanț, la tacheț, frumos. Desfacem tot aici, frumos, frumos. Primul injector, fai de capul meu. Rugină totală. Injectorul numărul 2. Hai să precizăm în ce stare. Hai, ok, e bun. Injectorul numărul 3. Injectorul numărul 4. Deci acum scoatem capacul cu butor. Care e înțepinit din păcate. În acest... Bă, e o șurbență, mă, și-ai tras acolo. Ia, o crepa așa, ți-l exact ce am zis. Nu-i lanțul. Bobiță. Axele cu camin crăpat, frumos. Deci, cu tine din viteză s-a dat jos la acest BMW. Ai dat capacul sau nu? Nu. S-a desfăcut volanta tot. Urmează să dăm baia de ulei jos. Așa. Și apoi capacul, nu? Da, da. Se vede puțin de lanț acolo. Dar tare puțin. Deci capacul ăsta a fost... am fricat puțin. Dacă observați, e rupt. Așa. Deci să pun axele cu camere. Deci lanțul vechi, patinele, pinioanele, totul se schimbă și întinzătorul, nu? Așa, ai pus lanțul nou, patinele, întinzătorul, pinioanele, obligatoriu să schimb pinioanele această mașină, mai ales la BMW. Deci când schimbăm lanțul de distribuție, noi alegem ca la acest model să nu dăm motorul jos. Asta e o alegere de a noastră, da? Se poate face și cu motorul dat jos, dar considerăm că noi așa considerăm că nu trebuie dat jos motorul și atunci când schimb lanțul de distribuție trebuie să înlocuiești acest pinion, da? Da. Cu patine, întinzător, acolo sus la fel, pinion. Da? Șuruburi, acest
această diuză de ungere, frumos. Când se înlocuiește lanțul de distribuție la BMW, mai trebuie înlocuit garniturile, garnitura baia de ulei. Deci tot se schimbă. Da. Ca la carte. Deci dacă nu le faci așa, nu ai continuitate, nu ține. Da, da. Deja dacă faci un lucru, îți faci fii făcut. Să-l facem bine. Deci motorul i-a asamblat, tot frumos. Axele cu calme spuse noi. Vom da prima cheie. Urmează să dăm prima cheie. Domnul mecanic aici e în vogă. Abia așteaptă să vadă dacă o reușit în viață sau nu. Deci, da. Suntem aici împreună cu acest reactor nuclear, cum l-am pe dreapta, da, care s-a rupt lanțul de distribuție, săraca mașină. O suferit, am remediat problema. Mai facem câteva probe de drum, să nu avem ceva scurgeri pe acolo de ulei. Să fie sigur treaba. Da, mă, să fie tot de aici la locul lui. Da, dar și... lăsăm câteva șuruburi desfăcute ca să vadă că s-o umbla la mașină. Păi dacă spusă tăti perfect, omul zice că nimeni a schimbat lanțul în distribuție, chiar dacă s-o le lipit. Da. Glumesc. Unii sunt. E o teorie, am una. Ne mai distrăm și noi. Da. Bun, ideea e că... O, vreau să insist foarte mult, da? Uitați-vă, au lanțuri foarte subțiri și trebuie făcută mentenanța la ele. La 200.000 recomandăm înlocuirea lanțului de distribuție la orice BMW care are distribuția în spate. La orice BMW care are distribuția în spate. Bun. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu. Pățește. Da, Doamne fer, eu nu Doamne spun fer, că da, da. Nu spun că pățește. Dar ideea e că am luat decizia asta noi ca să înlocuim la 200.000 sau să le spunem clienților că înlocuim la 200.000 de kilometri, pentru că am văzut că problemele au început după 200.000 de kilometri, da? Da, da. Aici fabricantul nu spune când să o schimbi. Fabricantul spune nu schimba niciodată, că e pe viață lanțul de distribuție. Da, la modelele vechi e adevărat, este pe viață. Dar acolo e lanț, adică e sănătate, adică e făcut corect, adică nu e rabat de la material, nu e rabat de la calitate. Aici trebuie. Da. Aici trebuie. Cu alte cuvinte... Întrebare. Da, nu vreau să vă mai plictisesc cu lanțuri, că v-am plictisit anul ăsta, numai cu lanțuri v-am băgat în cap. Da. Dar nu vi le-am băgat... Asta ne ocupăm degeaba. Nu, adică am văzut ce se întâmplă când nu schimb lanțul de distribuție și câți bani cheltuiești în plus. Și atunci... Da, asta am luat decizia, ca să cât de cât să... lămurim lumea că într-adevăr distribuțiile pe lanț după 200.000 la modelele de la 2008 în sus, da, generația BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, astea care le facem noi, Mercedes, da, trebuie făcut. Întrebare, ce? Ce garanție oferim la lanț distribuție? De exemplu, la mașina asta N47, uite cum e asta, 200.000 de kilometri, atâta merge un lanț de distribuție care îl punem noi. Da. 200.000 de kilometri. Atât oferim garanție. Și garanția, bineînțeles, are niște clauze. Da? 200.000 de kilometri, aici trebuie să-ți faci schimbul de ulei la 15.000, da? Cel mult la 15.000. Poți să-l faci dacă vrei și la 10.000, dar un 15.000, dacă bagi un ulei din ăla original de BMW de 30.000, de kilometri poți să mergi 15.000, dar nu mai mult de 15.000. Da, da. Nu mai mult de 15.000, pentru că... Uzezi, așa e. Da, păi, uzezi, lanțul, în primul rând, are nevoie de ungere proaspătă. Da. Da? Ca să țină. Și...
dacă nu are ungerea bună, normal, el se uzează, se creează șpan, pilitură, oricum. Da, mai rapid. Mai rapid. Și atunci, în cauza asta, nu am ales să vă spun în chestiile astea, totuși, consider că am o experiență în domeniul ăsta de ceva timp, da? Și mulțumesc că unii m-ați ascultat, unii nu, dar eu apreciez și oamenii care mă ascultă și oamenii care nu. Da. Și vă dorim multă sănătate și drumuri bune.